Ponta răspuns astfel la solicitarea presei de a explica de ce guvernul a ales să promoveze codul insolvențe prin ordonanță de urgență, dacă s-a angajat în ultima scrisoare transmisă Fondului Monetar Internațional că va trece codul insolvențe prin Parlament. Au avut loc dezbatere, au fost în dezbatere publică și situația privind evaziunea fiscală și neplata către bugeta contribuțiilor era o situație de urgență. De altfel, FMI-n a și cerut să îmbunătățim rata de colectare și o să vedeți că rata de colectare va crește semnificativ odată cu intrarea în vigoare a codului insolvenței, a spus Ponta. Codul insolvenței a fost aprobat miercuri de guvern, dar ca ordonanță de urgență, nu ca proiect de lege care se intre în vigoare abia după avizul Parlamentului. Conform procedurii și ordonanțele de urgență sunt transmise Parlamentului pentru eventuale modificări, dar până la acel moment sunt aplicate. În scrisoarea transmisă FMI, guvernul se angajează ca în urma unei consultări publice exhaustive în luna septembrie 2013, precum și în urma consultării cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială să trimită proiectul de amendament al legii insolvenței la Parlament până la finele lunii octombrie 2013, iar înainte de adoptarea de către Parlament a modificării legii insolvenței să fie consultate toate părțile implicate. Noile reguli privind insolvența au fost publicate în Monitorul Oficial, dar sunt valabile din 25 octombrie și vor fi aplicate inclusiv procedurilor aflate în prezent în derulare, cu excepția prevederilor privind insolvența grupului de societăți, unde vor fi aplicate doar cererilor introduse după această dată.